Pentru jucătorii de acum contează banii, nu derbiul. Afirmația aparține unuia dintre sărbătoriții zilei de astăzi, fotbalistul Florentin Petre. Piticul, căci așa a fost poreclit jucătorul rămas fidel echipei Dinamo, s-a născut la București în 1976. A cunoscut consacrarea la clubul din Ștefan cel Mare, unde și-a făcut junioratul, evoluând apoi 11 sezoane aici. Petre debutează în divizia în 1994, la 15 octombrie, este împrumutat la UTA Arad în campionatul dintre 1994-1995 pentru a reveni la Dinamo odată cu începutul următorului campionat în toamna lui 1995. Debutul în Naționala României are loc în 1998, iar în anii 2000 și 2008 este component al Naționalei prezente la campionatele europene. În reprezentativa Națională a României a fost prezent de 52 de ori și a marcat 6 goluri, unele dintre ele de excepție. Între fotbalistul dinamovist și fanii câinilor roșii, tot timpul, susține Petre, au existat relații bune. Eu îi iubesc foarte mult pentru că au fost alături de mine în momentele grele și momentele astea nu se uită niciodată. Retragerea din activitate a fotbalistului dinamovist după un meci cu Victoria Brănești dă dovadă de sentimentele sale legate de dragostea pentru fotbal și clubul în care a activat 12 ani. Am pupat iarba pentru că este un gazon sacru pentru mine, pentru că am cunoscut atât de multe performanțe aici și este normal ca să-l onorez așa cum trebuie. Mi este greu, îmi vine să plâng, dar ce vrei să fac? O să plâng acasă când ajung, sunt și eu bărbat totuși. Din 2010, Florentin Petre, nemai fiind pe gazon alături de fotbaliști, rămâne să lucreze în continuare la Fotbal Club Dinamo, în ideea că se poate conștientiza faptul că spectacolul sportiv este mai important decât alte interese, inclusiv cele materiale.